În 2020 veneam în fața dumneavoastră și vă spuneam și promiteam anumite lucruri pentru campania de atunci. Printre care că vom și că voi avea grijă de sistemul educațional. La ora asta în Scornicești nu se poate vorbi despre o școală nereabilitată și știți cu toții asta. V-am promis drumuri, asfaltare, drumuri comunale. Am reușit în 3 ani și jumătate să asfaltăm peste 15 km de drumuri comunale. V-am promis de extinderea rețelei de gaz. La ora asta vorbim de peste 26 de km de rețea de gaz. V-am promis construirea de blocuri, locuințe pentru tineri. Am reușit în acest moment să finalizăm recepția la 2 dintre acestea. Am promis reabilitarea blocurilor. În acest moment proiectul este în derulare și se lucrează la 5 dintre acestea și vom continua. Și în primul rând v-am promis că mă voi ocupa de tot ce înseamnă atragerea de fonduri externe, pentru că doar așa poți să dezvolți o localitate. Am reușit să continuăm proiectul privind extinderea rețelei de apă și canal. Mulțumesc în acest caz, în această situație și pentru acest lucru companiei de apă Olt, cu care am avut o colaborare foarte bună pe toată această perioadă și le mulțumesc. Am reușit să facem locuri de joacă pentru copii, terenuri de mini-fotbal la fel pentru tinerii din oraș și bineînțeles n-am uitat nici cultura, tradiție la mare rang odată pentru Scornicești și am reușit să dăm drumul la proiectul privind reabilitarea casei de cultură.